Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii! Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv, suntem live pe Facebook, pe Twitch, da, pe toate astea. Și pe boxe. Da, pe boxe, ci că îi amendează pe colindoterii cu boxe din Brașov. Și că e rușine mare să faci așa, că strică tradițiile. Și îi spunem bună dimineața domnului nostru Paul Ipate. Bună dimineața, Paul. Bună dimineața. Mamă, ce bine, ce bine că ne auzim. Ce bine ar fi fost să și trezești. Ai mecla aia de persoană care spune nu dormeam, stăteam așa puțin cu ochii închiși. Da. Mă odihneam ochii. Nu, sunt treaz, de la 7 sunt treaz, numai că nu sunt treaz spiritual, mental vorbind. Da, e, nu, trezirea spirituală întârzie pentru mulți dintre noi. Asta exact. E foarte clar. Bobonete, am înțeles că se duce la un șaman acum să trezească spiritual. Treaba lui. Da. Șamanul Bolan. L-am sunat pe Paul Ipate pentru că el este un... este, dacă ar fi să aibă centura neagră, ar avea 40.000 de dan la gafe, situații dezastruoase. Apocalipsa e un fel de ciupitură de țânțar pentru el. Nu există lucruri pe lumea asta care să-l sperie, să-l facă să dea înapoi în afară de propriul potențial. În el zace sămânța dezastrului. El este vârtejul la mare care va înghiți tot universul la sfârșit. De asta rugăm să ne povestească puțin despre sărbători, despre spiritul sărbătorilor, despre oamenii care, în primul rând, nu sunt buni de Crăciun, pentru că nu sunt buni nici în partea cealaltă a anului și, în general, ce se poate alege de atmosfera frumoasă din casă, de friptura de pe masă. Eu nu cred în chestia asta, să știi, Răzvan, că asta cu de Crăciun e mai bun. Nu, pur și simplu nu cred, pentru că ăsta e... oamenii, de fapt, sunt la fel, ei nu se schimbă de Crăciun, adică nu au... Poți să dai un exemplu personal? Când ai fost tu... Ai vrut să fii bun sau fericit? Da, bine. Uite, să zic așa pe bune. Am avut un an în care efectiv m-am luptat cu mine și am zis, bă, în perioada asta de Crăciun, perioada asta de sărbători, în care cheltuim bani mulți, alergăm, stăm în trafic. Bă, nu mă atinge nimic. În perioada asta voi fi bun, voi fi minunat. Și m-am urcat în mașină să merg după cadouri cu acest vibe, cu acest zâmbet pe față, tâmpit, idiot de altfel. Bine, plus fața mea care mă ajută extrem de mult la... N-am vrut să spun asta, mă bucur că ai spus tu. Așa. Și exact în momentele astea când tu vrei să dai tot ce ai mai bun în tine, bă, parcă atunci, apropo de șamanul lui Bobonete, bă, atunci te încearcă viața. Atunci ți le dă universul pe toate. Și cu zâmbetul de om, cum să-i zic eu, naiv pe față, țin minte, uite, fii atent, eram la semafor și în jurul meu erau numai oameni nervoși care în mașină se certau. Bă, nu știu cum dracu m-am nimerit între niște oameni în mașini, bă, toți erau nervoși. Și când m-am uitat la unul zâmbind, așa, m-am uitat în dreapta și citisem și văzusem eu un filmuleț pe Facebook care zicea, bă, când mergi pe stradă, zâmbește oamenilor să le dai din energia ta. Și când m-am uitat la unul și am făcut așa în stânga, hei, ăla vorbind la telefon, și s-a uitat la mine, nu pot să zic acum, că e, na, s-a uitat, ce te uiți așa la mine, bă? Mamă, de Crăciun, zic, bă, să fim mai buni în capul meu. Deci nu, în ziua aia a fost, am luat și un biciclist pe capotă, mi-a căzut, nu că mi-a căzut de sus, mi-a căzut că s-a venit, nu s-a uitat. Am înțeles că o să se arunce cu bicicliști acum de Crăciun în anumite orașe. Da. Fac sacrificii de bicicliști ca să le meargă bine tot anul, să aibă pistele întregi. Așa sunt pistele de bicicliști făcute. E, fii atent, ideea este că în ziua aia mi s-au întâmplat atât de multe lucruri încât am făcut exact ca iepurașul tigaia. Da. Cu clătitele. Bă, nu am mai cumpărat nici cadouri, nimic n-am mai cumpărat. M-am dus acasă la fel de nervos ca toți aia din trafic. Bă, Doamne, iartă-mă cu cadourile voastre. Să vă duceți, vă luați singur cadouri, bă. Mi se pare că ai procedat cu înțelepciune de data asta. Dar spune-mi, atmosfera în casă, căldura, bucatele alese de pe masă, de ce nu alcoolul? Lucrurile astea nu te ajută să devii nu neapărat mai bun? Dumnezeu, nu o să fac la volan în casă. Da, eu când ajung acasă seara îmi pun un par de bere sau un par de vin, pentru că știu că mă fac mai bun. Da. Pe mine cel puțin. Dar asta cu bucatele, mi-am adus aminte de o chestie, trebuie să zic. Cătrina a zis, bă, mergem și noi de Crăciun, hai undeva unde e cald de Crăciun. Și Cătrina a zis așa, hai în Egipt. Zic, hai în Egipt, uite. Mergea și la mall, să știi, și acolo e cald. Da, 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 lăsați, lăsați. Și fii atent, am și o poză, dar nu știu dacă o mai găsesc acum. La un moment dat în Egipt vine Crăciunul și ne zice, era special dinner. Și zic, bă, special dinner, ce frumos, sunt doar eu cu nevastă mea, mergem frumos, restaurant, pact, intim, mișto. Și ne-a urcat într-un microbus de la hotel și special dinner-ul era la o coadă de câteva mii de oameni, într-un cort imens. Și bucatele, aia n-am văzut în viața mea, te rog să-ți imaginezi următorul lucru. Moș Crăciun, Iisus Hristos, Fecioara Maria, tablouri, da, cu fiecare dintre ei, făcuți din mâncare. Am înțeles Moș Crăciunul, dar când am văzut Iisus Hristos și cu Fecioara Maria făcuți din creveți și măsline, care ulterior oamenii mai mâncau din ei, adică... Oamenii își luau. Băi, nu. Iartă-mă. Jur, pe cuvânt, dacă nu e, nu fac mișto. Să nu credă oamenii că eu sunt, nu sunt miștocari. Eu respect foarte mult tradiția, dar nu pot să nu. Adică eu cred că și Dumnezeu și Fecioara Mare și Iisus, dacă veneau și se uitau, erau băi, pe bune. Adică creveți cu măsline. Da, spune-mi, adică era atât de... Adică n-avea... Uite, acum ne-a suflat un ascultător, a scris Isos. Și zice, dacă e, da, era sos de desubt? Sub creveți? Că e important să nu mănânci crevetele uscat așa. Nu erau, că era un tablou pus în picioare. Erau prinși cu bolduri, cu ceva agrafe. Oh, pace. Nu. Da, și oamenii veneau și-și luau de acolo. Ai făcut poze? Am făcut poză, aveam poză cu Fecioara Maria cu Iisus din măsline și creveți. O să o caut și ți-o trimit dacă o găsesc. Trebuie să mă uit că sunt acum câțiva ani. Doamne. Dar dacă o găsesc, trimit. Jur, adică eu mergeam și mă uitam ca să văd toată transformarea și să văd ce au mai construit, ce au mai făcut. Și nu mai spun că printre Fecioara Maria și așa l-am dat, mai era și un Elvis. Un Elvis Presley. Adică nu, Doamne, era ceva de film, direct, banc. Dacă îmi povestea cineva treaba asta, nu credeam. Dar am trăit-o pe pielea mea. Bruce Lee, nu? Că și el a murit pentru noi. Bruce l-a făcut din apă. Din fresh-uri. Fresh de carne. Smoothie de carne. Din smoothie-uri proteice. Da, da. Trebuie a făcut Bruce Lee. Foarte frumoase amintiri. Ce Crăciun minunat. Spiritul sărbătorii stă oriunde există un suflet de credincios și Paul, robii lui Dumnezeu, Cătălina și Paul și Cătălina au fost acolo și s-au întors să mărturisească. Dar spune-mi, te rog, Paul, poate ai exagerat vreodată cu alcool, nu cred, dar poate ți s-a povestit. Da. De sărbătoare. Și mi-ai povestit tu mie și dacă ești de acord să împărtășim asta cu ascultătorii noștri, mi se pare o poveste frumoasă de sărbătoare. Că e Crăciunul, că e Paștele, nu mai contează. Important e că oamenii se cinstesc și devin din ce în ce mai calzi cu prietenii lor, atât de calzi încât chiar vor să le prezinte pe soția lor. Dacă ești de acord să preiei de aici, Paul, te rog frumos. Da, da, sigur. A existat un moment în care soția mea avea treabă la un festival și eu n-aveam. Și când n-ai treabă, bei. Și am băut vreo 3 zile și la un moment dat a venit un prieten de-al meu și am vrut să-i fac cunoștință cu soția mea. Un prieten pe care eu mi-e foarte drag, simt la el și zic, băi, trebuie să o prezint pe soția mea. Ea este Cristina. Nu. Cum te cheamă? M-am întors la Cătălina. Ideea este că eu am sperat să se termine totul acolo, dar nu s-a terminat, pentru că prietenul meu îmi șoptește la ureche și zice, Cătălina. Și brusc m-a apucat și o criză de gelozie. M-am întors, te știi cu nevastă mea? Și ăla a fost un moment de zi, nu, idiotule, așa, o cheamă pe nevastă ta. Și m-am gândit, bă, dacă nevastă mea nu s-a supărat, nu că nu mai știam cum o cheamă, i-am greșit numele. Dacă nu s-a supărat și după atâția ani a rămas cu mine, bă, chiar semn ceva pentru ea. Și acum nu-mi dau seama dacă e milă de mine și tot cum are grijă de mine. Am zis, bă, pe ăsta nu se-l mai ia nimeni niciodată, frate, am un copil cu el, n-am ce să fac. Stau cu prostul ăsta să am grijă de el. Dar da, se întâmplă momente din astea de când beau. Dar eu nu sunt agresiv, să știi, eu sunt doar ca în viața reală, doar puțin mai amețit, sunt la fel de idiot. O poveste frumoasă, o poveste de suflet. Propun chiar să facem o rubrică, nu știu, nu neapărat săptămânală, dar din când în când, Paul, să vină de acolo din ochiul ciclonului, de unde stă șade el, și să ne spună ce s-a mai întâmplat, ce distrugeri s-au provocat. Mă rog, practic... Am multe din astea. Foarte multe am, să știi. Practic foarte sub aspectul știi. Săvârșirea. E rubrica pe care... E bună asta, cu săvârșirea. Da, sub aspectul săvârșirea, da. Paul, îți mulțumim foarte mult, a fost foarte frumos. Da. Spune-mi. La voi în emisiune se poate vorbi liber, nu? Nu atât de liber. Nu atât de liber pe cât ne-am dorit, dar... Am un prieten care... e în metrou în momentul ăsta și zice că nu știe de ce lumea se uită la el și râde la el. Și vrea să-i spun că el n-ascultă acum și să-i spun că râde la tine pentru că ai o față la fel ca a mea. Noi avem fețe de naivi și vrea să-i transmit că să nu se mai întrebe de ce râde lumea la el, pentru că este idiot de aia și lumea știe lucrul ăsta. Te salută un domn care te-a văzut aseară cum era să te neci căutând aurul dacic. Da, și asta, da. Da, era să mor la documentar, da. Bravo, Paul, ce mă bucur că ești aici. No, ajunge. E suficient. Eu am întrebat, n-ar trebui să fim legați de mașină cu o sfoară? Și el a zis, nu te descurci. Bine. Bravo. Da. Bine, te legau cu o sfoară dacă voiau să te găsească mai repede, dar în cazul tău cred că nici măcar nu voiau asta. Nu, mă legau cu o sfoară ca să nu mă izbesc în baraj, că mai jos era un baraj. Adică pentru ei nu era problema că mor necat, să nu mor la baraj. Deci era un râu, un pant așa. Era un râu, da, cu un pantă mare, da. Păi te-ai alunecat pe râu și te-ai dus în jos, că altfel nu se explică. Nu la patine? În mod normal. Avem timp să zic eu câte gafe am făcut. E important de că vine Crăciunul. Fugiți de acasă sau cum faceți voi? Adică probabilitatea să... Mă duc, da, plec de acasă. Da? E mai bine, te simți mai în siguranță. Sunt în pericol copiii pentru că îi iau cu mine. Deci... Da, din păcate, da. Unde sunt eu, oamenii din jurul meu nu sunt foarte în siguranță. Bine, de ce nevastă mea stă în spate cu copiii și mă lasă pe mine să merg în față. Că mi se întâmplă mie primul lucrurile și după aia vine și ea. E pe principiu, nu-l cunoaștem, nu suntem cu el. Da. Nu, exact, da. E important. Paul, vă dorim sărbători... liniștite. Da, care să aducă multă sănătate, cât mai puțin plasturi. Ce știi tu că da. Că te amenință de obicei. Da. Fiecare. Și să ne auzim cu bine în cele ce urmează, te îmbrățișăm. Dacă e. Da, asta și zic, da. Da, până un alta nu mai filmez niciun documentar, deci stăm puțin liniștiți. Da, e în regulă. Vă pup. Și noi te pupăm și îți mulțumim foarte mult. Să o pup pe Cristina, Cătălina. Da. Eu am scris în palmă. O prostie. Paul Ipate, stăpânul, domnul tuturor gafelor din România. Mulțumim mult, Paul. Te-am pupat. Cum îi spunem lui Paul? La revedere! Mulțumim foarte mult. Te-am pupat. Pa, pa. Cele bune. Pa, pa. Mulțumim foarte mult. Sperăm că v-ați convins că, într-adevăr, sunt unii care au sărbători mult mai fericite decât voi. Adică sunt chiar în ultimul hal și nici măcar nu le pasă. Vedeți, au fața asta. Uite ce față are. În continuare se vede. Ce, mă? Dau timp? Ah, gata, da. Așa, am vrut să văd ce spune. Pentru că ne înjură, știi? Am vrut să văd. Te vorbește urât despre noi. Te dracu cu emisiunea voastră, că m-am saturat de prostiile de la radio. You are listening now to